A discuta despre performanță nu înseamnă neapărat că rămânem ancorați în teritoriul arid al cifrelor și uităm că avem un suflet, că avem visuri și că ceea ce ne dorim, de fapt, la sfârșitul unei zile de muncă și pe parcursul ei, este să ne simțim împliniți și, de ce nu, fericiți. Ne-am propus să organizăm această întâlnire ca o îmbinare între minte și spirit și să ne prezentăm în fața dumneavoastră așa cum suntem, puternici și vulnerabili, pragmatici și visători, cu competențele noastre și în același timp cu hobby-urile și pasiunile noastre și așteptăm de la dumneavoastră, dacă se poate, același răspuns. În cadrul Marketing and Sales Forum, Synergizer Business Solutions și compania germană CAS CRM au lansat o nouă soluție de tip XRM CRM, Any Customer Relations Management. Ce v-ați propus prin organizarea acestui eveniment? Ne-am propus să aducem împreună reprezentanța ai comunității specialiștilor de marketing și vânzări pentru a înțelege mai bine ceea ce îi animă și ceea ce îi provoacă în activitatea lor de zi cu zi. Ne-am propus să găsim informație valoroasă care să reprezinte un suport, un sprijin pentru ei în a-și face munca și activitatea mai bine și, nu în ultimul rând, pentru a le lăsa mai mult timp liber, pentru a le lăsa mai mult timp să-și practice pasiunile și hobby-urile lor. Până la urmă, asta este intenția și dorința noastră a tuturor, să muncim și să ne facem profesia, dar în același timp să avem un echilibru cu viața noastră personală. Ați găsit cea mai bună strategie în final? E greu să spui cea mai bună strategie. Încercăm și noi, testăm și noi diverse strategii, dar ce am observat e că există foarte multă informație, există enorm de multă informație, surse valoroase de recomandări, de bune practici pe internet de care lumea nu știe. Și ne-am propus ca o mică parte din aceste surse să le facem vizibile pentru cei de aici din sală, pentru că sunt sigură că îi poate ajuta foarte mult în aș face mai bine profesia lor. Ne dorim să fie un eveniment interactiv, ne dorim să fie un eveniment în care să putem schimba opinii, o lecturare a unor lucruri de business și este o experiență pe care am vrea să o împărtășim și să fie interactivă. Acest produs nou și unic prin flexibilitatea, accesibilitatea și funcționalitățile oferite completează peisajul soluțiilor CRM în România. În primul rând ne-am propus să oferim informație profesioniștilor, de asta am și avut invitați care sunt extrem de și bine văzuți și cotați în piață, au avut ce să spună, au avut ce să transmită. Ne-am propus să fie un eveniment interactiv și a fost. Ne-am propus să fie despre tehnici și despre vânzare și marketing în era digitală, ceea ce am reușit și asta, pentru că partenerul pe care l-am avut din Germania a arătat practic și a demonstrat practic conceptele pe care consultanții le-au spus și ne-am propus să facem un prim eveniment pe această temă care să devină o tradiție și să putem de la an la an să creștem, să aducem oameni și mai mulți și conținut mult mai divers. Considerați că a avut un impact acest eveniment asupra oamenilor de marketing prezenți? Cred că da, pentru că am văzut foarte multă lume care și-a luat notițe. Semn că mesajul a ajuns și cei care au fost interesați să aibă idei noi sau să plece cu idei noi de aici au plecat și au fost într-un câștig. Am mizat pe curiozitatea oamenilor din domeniu de a veni, de a socializa, de a stabili conexiuni umane și de a putea să schimbe o experiență și din ce am văzut stând în sală, se pare că chiar am și reușit. Produsul Synergizer și CAS Germania este adoptat și din punct de vedere licențiere la cerințele pieței, fiind disponibil în toate variantele general acceptate, în mod transparent pe toate platformele mobile uzuale. Care este cea mai eficientă strategie până la urmă? Cred că cea mai eficientă strategie e cea de care te ții și cea care o duci la capăt, așa cum ai gândit-o inițial, și te ții de ea vreme de un minimum de 2-3 ani. Ce este de fapt o strategie? Cum ar trebui ea făcută pe termen scurt și pe termen lung?
Pe termen scurt nu cred că e o strategie, e un plan. Ea trebuie făcută pe termen lung, un minimum de 3 ani. Și cred că așa cum o definește Porter, trebuie să țină cont de cele 5 forțe ale pieții. Și nu în ultimul rând de avantajul sau în centrul strategiei trebuie să stea avantajul competitiv pe care îl ai sau pe care vrei să-l dezvolți. Ce le-ați recomanda reprezentanților marketing în ziua de astăzi? Să cheltuiască mai mult. Este probabil, publicitatea este singura industrie din România care a scăzut cu 50% în ultimii 5 ani. E nevoie de curaj, e nevoie de investi bani pentru a face bani și cred că în România astăzi ducem lipsă de oameni curajoși în marketing, care să-și asume campanii, să asume acțiuni și care să construiască branduri pe termen lung și nu doar produse de comoditate. Rețeaua de conexiuni nu include doar clienții, include și relația cu angajații, distribuitorii, partenerii de afaceri, furnizorii, concurenții și investitorii. Companiile de succes beneficiază de puterea acestei conexiuni într-o manieră centralizată, integrată și simplă. Soluțiile oferite pentru afaceri cu viitor strălucit au la bază inovația și reputația de angajator de top, cu ajutorul firmei române și germane, prezentând soluții pentru managementul relațiilor cu clienții, asigurând succesul companiilor interesate. După desfășurarea forumului, a fost susținută o conferință de presă. Este o firmă dedicată tehnologiei, eu sunt absolvent de automatică și am avut chestia asta în viață să-mi fac din pasiuni un business și am fondat o firmă de soft. În 2000 am devenit primul producător român de soluții de marcat fiscale, fiind primii care au dezvoltat de la nivel de proiect o placă fiscală care împreună pusă într-un computer transforma respectivul computer într-o casă de marcat, o soluție cu care am cunoscut un succes și ne-a adus o profitabilitate foarte bună ca și grup de firme. În 2007 am cumpărat firma Synergizer, care pe vremea respectivă era o firmă autorizată, partener certificat Microsoft pe partea de sisteme de business, de ERP. Este unul din cei 7 parteneri care sunt abilitați să implementeze Navision în România. În momentul actual avem 200.000 de utilizatori al produselor noastre și acești 200.000 de utilizatori sunt împărțiți în jur de 30 de țări. Produsele noastre, peste tot pe unde le vindem, le localizăm. De ce? Noi producem exclusiv soluții pentru piața de mijloc. În Germania se cheamă Mittelstand. Mittelstand e o zonă puțin mai mare. Sunt companii care pleacă de la 5 angajați și ajung pe la 2500-3000 de angajați. Cea mai bună traducere pe piața românească s-ar numi IMM-uri, dar piața de mijloc. Ce frumos în România, și nu numai în România, piața europeană în general, este IMM-urile reprezintă 98% din oricare economie.